Problema numărul 2. Vedeți unghiul ABC, măsura unghiului ABC de 90 de grade, adică e în B. Deci unghiul de 90 de grade e în B. În B, da. Deci în ipoteză avem că triunghiul ABC cu măsura lui B. ABC, da, 90 de grade. BD perpendiculară pe AC. BD perpendiculară pe AC. BD aparține la AC. De aparține la AC. Dacă BC e egal cu 8 cm. BC e egal cu 8 cm. BC e egal cu 4. 4 cm. Să se afle în concluzie. Lungimele segmentelor. Lungimile segmentelor. AC. AC egal cu AD. AD. AB. DB. Deci a de tot un triunghi drept unghi, dar acum unghiul drept este în B. B. Deci o să zicem de aici. A, B, C. Da, A, B, C. Și ducem din D, din B înălțimea, din unghiul drept. Așa. Și avem VD perpendiculară pe AC. Da. Adică trebuie să-l aflăm pe BD, adică BD egal cu AD ori D C. Mai știm pe BC. Pe BC, adică o știm pe asta, Adi. Da. 8. E 8. Și pe DC o știm. Da, de 4. De 4. B de egal cu AD ori DC. B de... Cu cine este egal? B de? Cu AD ori DC. B de pătrat, Adi. B de pătrat. Da, B de pătrat. Egal cu AD ori DC. Nu poți porni, că n-ai pe AD. Altceva. Deci cu înălțimea nu, nu ți se da înălțimea. Nu-ți dă proiecție. Hai, hai că e simplu. Îți dă cateta BC și umbra sa DC. Și umbra sa, proiecția sa. ABC pătrat egal cu BD pătrat plus DC pătrat. Cum? BD. BD pătrat. Da, da. Egal cu BD pătrat plus DC pătrat. Deci în triunghiul BDF. Teorema lui Pitagora. Da. Deci în triunghiul. Triunghiul. În triunghiul BDC. În care avem măsura lui D. Egal de 90 de grade. Da. BC pătrat, din teorema lui Pitagora, BC pătrat egal cu BD pătrat plus DC pătrat. BC o știm, adică... Plus DC, da? Da. Plus DC pătrat. Echivalent cu... 8 pătrat, 8, da, 64, da. Egal cu BD pătrat. BD pătrat, că nu știm. Plus 16. Adică B de pătrat egal cu 64 minus 16. Adică B de pătrat egal cu 48. B de egal cu radical din 48. Da. 3 ori 16, nu? Da, 3 ori 16, 16, 4 radical din 3. 4 radical din 3. Și am aflat-o pe BD. O știi și pe BD.
Acum putem să aflăm pe AD, adică BD. Putem să aflăm pe AD, adică BD pătrat egal cu AD. BD pătrat egal cu AD ori? AD ori DC. BD pătrat, adică 4 radical din 3. La pătrat. Egal cu AD ori 4. Echivalent. Cât vine? 16 ori 3, 48, nu? 48. 48 este egal cu... cu AD ori 4, adică AD egal cu 48 împărțit la 4, AD egal cu 12. De unde AD simplu, a, da, 12. Da. Deci AD egal cu 12. Da. AB. AB... AB pătrat egal cu BD ori AD. Care? AB pătrat da. Egal cu? BD. 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 La ce vrei să folosești? Păi trebuie să aflăm. Pe AD a făcut AD pe AD? Da. Cât este AD? AD, acum a zis că e 12. Deci AD, ai zis că este 12. 12. Bun. Dar... ala e BD, domnul. Așa, AD, AD 12. Dar BD. Care? BD. 4 radical din 3. 4 radical din 3. Și putem să-l aflăm pe AB. Cum ar aflăm? AB pătrat egal cu BD ori AD și... Cum? AB pătrat egal cu... Ce aplicat de zis AB pătrat? Cateta. Cruz prin interva catete. AB pătrat egal cu BD ori AD. Proiecția ei. Dar terma catete în ce term triunghi? În dreptunghi. Și care-i triunghi dreptunghi? ADB. În ADB, da? Uh-huh. Unde e unghiul drept? În D. În D. Ce este AB atunci? În triunghiul ipotenuză. Păi ipotenuză, măi. Teorema lui Pitagora. Adică ce spune? Adică AB pătrat egal cu BD pătrat plus AD pătrat. Cum? Cum spunea AB pătrat egal cu AD ori AD ori BD. Atenție multă, nu putem să spunem așa aiurea niște lucruri. Deci ce spunem în teorem în triunghiul? În triunghiul ADB. Da. La măsura unghiului D e de 90 de grade și cum aplicăm teorema lui Pitagora, AB pătrat da. Egal cu AD pătrat plus BD pătrat. Adică AB pătrat egal cu AD pătrat, adică 144 plus BD e 4 radical din 3 la pătrat, adică 48. Și egal cu? AB pătrat egal cu 192. 192. De unde AB simplu? AB egal cu radical din 192. Egal cu, ia vezi. Descompunere, vezi ce poți face. Păi, descompunere. Prin 3 se poate. 192, da? Da. Prin 2 mai întâi. Da, prin 2. De 8. Din 9. 9 ori 2, 18. Da, 9 ori 2, 18. 12 și... În 12 de 6 ori. Iar, mai iar prin 2,
4 ori. În 16 de 8 ori. 8 ori. Iar prin 2 e 24. Iar prin 2, adică 12, 2, 6, iar prin 2, 3, 3 și 1, adică e 2 la puterea, 2 la 6 ori 3. E radical bine, 2 la 6 ori 3. Adică AB e 2 la 4 ori 3, adică 4 și 8. Ai 2 la 4 ori 3. Cum? Așa este? 2 la 6 este radical 2 la 4? Nu. Atunci cât este? 2 la 4. Păi cum se mai zice 2 la 6? Ai 2 la 5 ori 2. Sau ori 2 la 4 ori 2 la 2. Da. Sau 2 la 3 ori 2 la 3. Sau 2 la 3 tot la 2. 2 la 3. Păi așa. 2 la 3 tot la 2 ori 3. Și iese 2 la 3 face 8. 8. Vin la radical din 8 la 2 ori 3. Și iese 2 ori 8. 8 ori 8. 8 radical din 3. 8 radical din 3. Adică tu mi-ai spus atunci și ai zis că este 2 la 4, ai scăzut din 6 pe 2. Așa-i? Da. Păi se împarte 6 la 2. 6 da. Împărțit la 2 fac 3. 3. 2 la 3. De la 3. Și 2 la 3 face 8. Deci este 8 radical din 3. 3. Și atâta. Da? Deci am aflat și pe... pe toate le-am aflat, da? A ce cât este încă o dată? A, ce e A, D plus D, C, adică 16. Deci egal cu 16. A, D cât ne-a dat? A, D, A, D, A, D, A, D, 12. 12. A, B. A, B acolo. Aici e B, da? Nu, 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 următoare. D, așa, așa, da. E B. A, B. E 8 radical din 3. Da. 8 radical din 3. Și D, B, e 4 radical din 3. Corect. 4 radical din 3. Greu, adică foarte multe greșeli, foarte multe erori. Deci ne împotmolim și la calcul și la... Deci atenție multe, nu-i joacă matematica, antrenament continuu, continuu, continuu. Cum am... lăsat-o un pic, e plecat în weekend, n-am mai avut nicio treabă cu matematica, e spus că ai văzut niște filme, le-ai văzut sau nu le-ai văzut, dar se simte rapid. 2-3 zile și gata, te-ai făcut praf. Problema 3, dacă le luăm în ordine. Da. Avem triunghiul deci lipoteză. Da, avem triunghiul MNP. MNP. Măsura unghiului MNP 90 de grade. Adică N. Da. Măsura lui. N 90. Da. Egal 90 de grade. NQ perpendiculară pe MP. NQ perpendiculară pe MP. Cu Q aparține lui MP. MN egal 6 radical din 6. MN. Egal 6 radical din 6. NP egal cu 6 radical din 2. Să aflăm în concluzie. MP egal cu cine?
MQ egal cu cine, PQ egal cu cine și NQ egal cu cine. Deci luăm un triunghi dreptunghi când vârful N. N, M, N, A. N, Q, perpendicular. Putem să aflăm pe M, P. Cu teorema lui Pitagora știm cât e MN, că știm cât e NP și din teorema lui Pitagora rezultă că MP pătrat egal cu MN pătrat plus NP pătrat. Deci pe MP aflăm, da? Da. Cum zicem? MP pătrat egal cu... În triunghiul. În triunghiul. MN. MNP. În care măsura unghiului N e de 90 de grade. Da. Avem că MP pătrat egal cu MN pătrat plus NP pătrat. MP pătrat egal cu 6 radical din 6 de la pătrat plus 6 radical din 2. Totul la pătrat. Adică M pe pătrat egal cu 216. 3, 6 ori 6, da? Da. 3, 6 ori 6, da. Vedeți? 200... 216 plus? Plus 36 ori 2. În 72. În 72. Și egal cu? M pe pătrat egal cu 288. 288. Primă pe simplu, e radical din 288. Și egal cu? Îți compune pe 288. Da. Cum facem azi la 200 descomponentul? 288. La ce stai tu? La ce te gândești acum? Prin cine merge foarte repede? Prin 2. Prin 2. Păi, zice, dar prin 2. Nu m-am gândit, am făcut un calcul. Și zice, hai. E 144, iar da. Merge prin 2, ne dă 72, prin 2, e 36, adică 6 la a doua. 6 la a doua. Adică 6 la a doua, ori 2 la a treia. Să scriu așa. Da, 6, e radical din 6 la a doua, ori 2 la a doua, ori 2, a zice, în loc de 2 la a treia. Da. 2. 2. Și egal cu? Egal cu... 6 radical din 2? Păi nu 6, că este și 2 ăsta. Da. Ai putea zice 6 ori 2. 12 la a doua.
Da. Deci radical din 12. Radical din 12. La 2 ori 2. Ori 2, adică 12 radical din 2. 12 radical din 2. Hai, stai, mâpul. Egal cu 12 radical din 2. Apoi. Mâchiu. Cum ai aflat pe mâchiu? Uite ce știi. Știi pe mână. Da. E 6 radical din 6. Da. Știi pe cealaltă e 6 radical din 2. Știi pe toată asta ai aflat. Cum ai aflat pe mâchiu? Asta. Cază continuare. Cază continuare. Continuare. Da? Începe pe următor. Următor. Cum afli pe mâchiul? Măsura unghiului mâchiu, măi, de 90 de grade, atunci măsura unghiului mă plus măsura unghiului mă e de 90, atunci măsura unghiului mă e de... Dar ce te interesează cu unghiurile astea? Ce umbli tu pe unghiuri? Că-ți trebuie laturi, mă. Îți trebuie latura aia mâchiu, asta, segmentul ăsta. O știi și pe mâpă toată. Am aflat-o da. Acum. 12 radical din 2. Ei, cum ai aflat-o pe mâchiu? Mâpă minus mână. Mâpă minus... Mână. Adică din mâpă, scazi pe mână și îți dă mâchiu. Cum poți să spui asta? Nu, nu înțeleg. Din teorema catetei. Ce spune teorema catetei? Păi, am repetat-o seara asta de 3-4 ore. Ce spune teorema catetei? Sigur, tu trebuie de tâine. Ce zici? Cateta la pătrat egal cu cum? Cateta la pătrat da. Egal cu egal cu sumă. Adică, încerc să spun niște cuvinte mecanic și îmi pare rău, dar niciodată nu vei. Vrei să ți se declanșeze în minte niște cuvinte acolo care se sună așa, dar tu nu ai înțeles deloc ce se are conținut catete. Deci o catetă, triunghiul ăsta e drept unghi, unghiul drept este aici. Și zice, o catetă la pătrat, nm, egal cu produsul dintre toate ipotenuza, ori proiecția de lângă ea. Eu nu știu ce dictor se mai repete, am obosit și eu. Crede-mă că mai mult nu mai pricep cum să fac. Deci, nm pătrat, tu ai. Și ce se cere mâchiu, umbra ei. Dar o ai și pe mână, mp. Și atunci zici, o catetă la pătrat. Egal cu produsul... Egal cu produsul ipotenuzei, o proiecție ei. O proiecție ei, mâchiu. Și acolo o să scoate pe mâchiu. De zice, hai. Păi, mână pătrat. Da? Mână egal pătrat. Egal cu mp. Ori mâchiu. Mână, păi 6 radical din 6 la pătrat, tot la pătrat. Deci echivalent, cum? 2 e 6. 6 radical din 6. 6 la pătrat, egal cu 12 radical din 2. Ori mâchiu. Că nu știu, mâchiu. 3, 6. Echivalent, cum? La ce te uiți acum? E 216. E 216. Egal cu 12 radical din 2 ori mâchiu. Vine mâchiu. E
216 împărțit la 12 radical din 2. Da. 200 amplificăm cu radical din 2. Da. Și egal cu 216 radical din 2 supra 12. Mai 12? 12/2. 12/2. Și egal cu? Hai. Egal cu 216 radical din 2. 216 radical din 2 scriu tot timpul, da? Tot scriu așa. Dar nu poți să simplifici aici, mai da. 2 cu 216. 2 cu 216 și dă... Cât? 18. Poți scrie 2 în 2 odată. 2 în 0, nu 1, 0 ori. Face 108, eu zic. Da, 108. Și acum, 108 să încercăm să... Simplificăm în pătrunare cu 12. Și face cât? 2 cu 12. 54. Și aici 6. Iar mai merge prin 2. Iar prin 6 merge chiar. 54 împărțit la 6, da. 9, da? 9. Și dăm 9 radical din 2. Răspuns 9 radical din 2 este măchiul. Măchiul egal cu 9 radical din 2. Pe Q. Acum. Care e pe Q? Da. Pe Q e n pe pătrat egal cu m p ori Q p. N p la pătrat egal cu? Egal cu MP MP ori QP. Ori QP. NP, știi? De fapt, da, NP e 6 radical din 2 la pătrat. 6, 6, 3, 6 ori 2 e 72. Deci 72 egal cu? 72 egal cu MP, adică 12 radical din 2. Ori QP. Deci 12 radical din 2 ori. Deci QP egal cu 72 supra 12 radical din 2. QP egal cu 72 supra 12 radical din 2. Adică 72 radical din 2. Da. Supra 12 supra 12 ori 2. 72 cu 2 se simplifică. Face 36. 36. 36 cu 12 iar se simplifică. Prin 12. Da. Și ne dă 3. 3 radical din 2. Egal cu 3 radical din 2 și NQ se află și ea. NQ care este înălțime. Și M, P trebuie să aflăm. Dar M, P am aflat. Da. NQ. A, nu, Q egal cu M, Q. M, Q pătrat. Da, M, Q pătrat. Păi da, da. Da, da. M, Q pătrat egal cu M, Q, Q, P. Adi, am avut un experiment destul de amar. Eu am făcut față destul de greu, să spun, pe cea dreaptă. Deci am făcut un experiment de asta să vezi ce înseamnă lipsa lucrurilor numai după 3 zile. 3 sau 4 zile, matematica face praf. Pentru că atunci când am stat și la orele din urmă, nu ai vrut să înțelegi câteva lucruri. Cele 3 teoreme, astea de bază. Lipsa, anulțimea, catetica, orbitală. Astea 3, cel vă da, Stewart, Menelau, ceva, ele sunt aruncate așa acolo, ca cei care sunt interesați să facă așa ceva, dar astea cele trei pe care vedeți toate problemele, nu apasă să lucrează, da? Facem sinteza, o vinite de la... Da, hai să facem. Sinteza o vinite. Să revezi lunețe astea dacă ție îți va place. Urmărește-o și o să-ți vezi dacă îți place. Îți place. Da.
Eu am pentru mâine revizăm toate teoremele, să le știm. Deci, să vedem. Pitagora, teorema, teorema înălțimii. A catetei. Teorema a catetei. Teorema catetei, teorema lui Pitagora. Pitagora. Și aplicați. Și aplicați, asta am făcut. Probleme. La revedere, dragilor. O seară frumoasă. Nu uitați de like și share. Nu uitați să învățăm. Da, nu uitați exact. Să lucrăm, că e jale. Da.